30 noiembrie. Vino la secția de votare și participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Pentru a vota corect, e nevoie să știi câteva reguli. Prezintă operatorului actul de identitate pentru a verifica dacă ești înregistrat la această secție de votare. Prezintă actul de identitate membrului biroului electoral, după care vei semna în lista electorală în dreptul numelui tău. După aplicarea ștampilei cu mențiunea alegeri 30 noiembrie 2014, vei primi buletinul de vot împreună cu actul de identitate. Intră singur în cabina de vot și aplică ștampila votat în interiorul cercului din dreptul concurentului electoral ales. A rămas doar să pliezi buletinul de vot completat și să-l introduci în urnă. Te așteptăm la alegeri!